Președintele Asociației Procurorilor din România a criticat dur revocarea Laurei Codruța Chioveși din funcția de procuror șef al DNA. Faptul că în această ultimă perioadă a fost posibilă revocarea unui procuror cu funcție de conducere importantă, respectiv șeful Direcției Naționale Anticorupție, în condițiile în care forul care guvernează și care garantează independența justiției și a procurorilor, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, a fost total ignorat. Puterea politică, prin ministrul justiției, și-a impus punctul de vedere. Într-un interviu acordat RFI, Bogdan Gabor a afirmat că odată cu modificarea legislației penale, independența justiției va fi diminuată și capacitatea de anchetă și soluționarea dosarelor va fi îngreunată. Președintele Asociației Procurorilor din România consideră că în forma actuală, noile modificări legislative ar putea pune presiune politică pe justiție. Este un mare pas înapoi, este o întoarcere în anii dinainte de anii 2000, undeva la începutul anilor 90, când factorul politic decidea numirea tuturor persoanelor cu funcții de conducere. Asociația Procurorilor a venit și cu o soluție. Președintele Asociației crede că noile legi ar trebui abandonate și făcute altele care să transforme sistemul judiciar într-unul mai eficient.